două ore, Cluj Arena a devenit un sanctuar în care au răsunat cântece de laudă pentru Dumnezeu, mărturii, mesaje pentru suflet și rugăciuni. Invitații de a participa la eveniment i-au dat curs oameni din toate categoriile de vârstă, nu doar din Cluj, ci și din Sălaj, Mureș, Maramureș și Alba. Programul a debutat cu un cuvânt de întâmpinare, rostit de pastorul Teofil Mihoc, președintele Comunității Baptiste de Cluj. Pastorii Vasile Paul din Baia Mare și Elian Chiciudean din Târgu Mureș s-au rugat apoi pentru prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile adunate pe Cluj Arena. Tinerii din grupul Bethel Worship i-au condus pe cei prezenți într-un timp de laudă și închinare, înviorând și pregătind sufletele pentru a asculta și primi cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul biblic a fost prezentat de Marius Sabou, pastorul Bisericii Baptiste Bethel din Cluj-Napoca. Într-o manieră simplă și directă, pe înțelesul tuturor, pastorul i-a provocat pe cei prezenți în tribune să mediteze la mântuirea sufletului lor și liberarea din robia păcatului pe care o pot primi doar prin Iisus Hristos. În seara aceasta, ne bucurăm că ești aici cu noi, ne bucurăm de toți care sunteți aici. Am vrea să vă chemăm la acest Iisus Hristos, care ne-a făcut pe noi liberi, care l-a făcut pe Alex liber și pe Ioana, care l-a făcut pe Gregory. Tinerii au ascultat mărturia unui băiat care a fost eliberat de adicții, de droguri. Hristos e cel care te poate face liber și te chemăm la El. Mesajul Evangheliei a rezonat cu nevoile spirituale ale celor prezenți. Mulți dintre ei s-au simțit cercetați și atinși de Duhul Sfânt și au dat curs invitației pastorului de a începe o nouă viață, eliberată de păcate și vicii, printr-o relație personală cu Iisus Hristos. Seara de evangelizare s-a încheiat cu imaginea impresionantă a persoanelor care au făcut primii pași spre mântuire. În timp ce pe Cluj Arena răsuna mesajul chemării „Hai la Iisus, așa cum ești”, oamenii atinși de Evanghelie au coborât din tribune și au venit în față, unde pastori și consilieri creștini i-au înconjurat cu dragoste, i-au ascultat și s-au rugat pentru ei. Liber va rămâne pentru ei nu doar un simplu eveniment la care au participat, ci o zi de sărbătoare în care au răspuns chemării lui Dumnezeu la o viață nouă. Pandemia pentru noi a fost un fel de profesor. Dincolo de aspectele negative care s-au întâmplat, în perioada de pandemie am reușit să ne adunăm pe Cluj Arena, duminică de duminică, și încă în perioada aceea, când ne-am adunat aici, ne-am gândit că o să revenim. În 2017 am organizat Sărbătoarea Speranței la Sala Polivalentă. Atunci am învățat câteva lucruri despre ce înseamnă evangelizare mai mare. Am făcut invitații în biserică, am făcut apel pe canalele media pe care le avem. Au fost echipe din biserica noastră care au ieșit pe stradă în zilele trecute, au împărțit invitații. Noi am primit aprobarea pentru Cluj Arena în urmă cu 5 săptămâni. Un timp extrem de scurt și în timpul acesta a trebuit să ne mobilizăm, să discutăm cu celelalte biserici și cu echipa noastră ca să ne adunăm aici. Și când am început, am zis, dacă o să vină 1000 de oameni, o să fie minunat. Înainte de evenimentul Sărbătoarea Speranței, eram foarte focusat și convins că doar evangelizarea 1-1 sau în biserică e suficientă. După acel eveniment, au venit foarte multe persoane să ne spună că a fost un moment special pentru ei, pentru că au fost mai mulți. Și visul meu, al nostru, este să reușim să adunăm toate bisericile împreună și să ne închinăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Alpha,